drama care l-a marcat pe viață pe Mihai Bendeac. Actorul a făcut mărturii cu tremurătoare, om i-a rugat să îl eutanasieze. Cel mai mare regret al meu e că nu am făcut-o. Mihai Bendeac ne-a obișnuit mereu cu veselia lui și cu zâmbetul care nu pare că îi dispare niciodată de pe chip. Cu toate astea, actorul a trecut și prin momente care l-au marcat și despre care puțin știu. Moartea lui Dan Mihăiescu l-a marcat profund. Mihai Bendeac a trecut de-a lungul vieții prin mai multe cumpene și momente care l-au marcat profund. Una dintre acestea a povestit-o recent. Puțin sunt cei care cunosc relația pe care a avut-o Bendeac cu Dan Mihăiescu, cunoscutul orchestrator al celebrelor revelioane TV, care s-a stins din viață în anul 2013, din cauza unei boli crunte, cancerul. Trecerea în neființă a regizorului l-a marcat pe viața pe juratului umor. Actorul își amintește și acum ziua în care regizorul i-a cerut la un moment să îl eutanasieze, căci nu mai suporta chinurile cumplite cauzate de boala nemiloasă. Într-o conversație avută cu comedianul Micuțu, despre lupta pe care Dan Mihăiescu a purtat-o cu cancerul, Bendeac a povestit cum ajunsese Dan Mihăiescu în stadiu terminal. Acesta și-a petrecut ultimele clipe din viață într-un centru destinat tratării bolnavilor de cancer cărora nu li se mai dă nicio șansă. Bendeac își amintește cum obișnuia să stea la o masă, unde scria, în timp ce regizorul dormea. Nu eram condamnat dacă îl eutanasiam. Când a aflat că este bolnav, m-a rugat să îl eutanasiez. A povestit Mihai Bendeac. Dacă ești bolnav în fază terminală, nu-ți mai face nimeni autopsie. I-am zis da. Lucram la sketchurile alea, dar aveam în permanență somnifere de astea de care iau eu și o seringă. M-am gândit că, atunci când o să-mi ceară, o să pisez 10 somnifere de astea și că o să le amestec cu apă, le pun în seringă și îi dau. Și nu eram condamnat dacă îl eutanasiam, pentru că nu ar fi aflat nimeni. Niciodată. Și este cel mai mare regret al vieții mele că nu am făcut asta. Pentru că tot ceea ce am văzut apoi este ceva ce nu trebuie să se întâmple niciunei ființe umane. Omul acela și-a dorit ceva, să nu sufere, să aibă o moarte demnă. Nu a fost posibil. A murit înainte de ziua mea. Mă raportez la Dan Mihăiescu ca la cineva din familie, a spus Mihai Bendeac.